Suntem pe data de 22 iunie 2024, căldură mare, și am găsit o colonie fără matcă. Cred că aceasta este a doua. Și ce trebuie de menționat, fiindcă sunt niște temperaturi foarte, foarte mari, nu mai merge ținute albinele izolate în compartimentul în care îl vedeți. Deci eu voi aduce un nucleu aici și din acest trebuie să pui folie deasupra ca să-l izolezi și are o problemă la temperaturi înalte albina, se simte înghesită, chiar și nucleele mici ies la urmă și în barbă. Așa că trebuie asigurat ieșirea afară, mai ales ai și niște avantaje, dar ai și dezavantaje, că pleacă toată culegătoarea, asta este, dar sunt temperaturi înalte, nu e așa problemă. Culegătoarea din partea dreaptă a stupului, deci unde este albina, va asigura apa, dar are nevoie de nucleul mic, va avea nevoie de albină și matcă care să îngrijească puietul. Bun, acestea fiind zise, bine, nu o să las urdinișul ăsta așa mare, o să fie strâns la o albinuță și aici o să-i dau ramele acestei colonii. Îi mai pun o ramă aici. Așa. Și o să mă duc să-i aduc un nucleu cu matcă împerecheată. Deci îi asigurăm de data asta urdinișul. Acum, care nu aveți urdiniș la lăzi, luați o ladă mai rea și dacă aveți nevoie să faceți astfel de unificări, fiindcă sunt multe metode de a uni albina sau de a da matcă, dar în cazul meu asta mi se pare cea mai rentabilă pentru mine. Pentru mine asta este cea mai rentabilă. Mă duc să-i aduc un nucleu și continuăm. E o familie destul de mare. Am lăsat-o eu 5 zile, am crezut că are vreo matcă neîmperecheată, dar nici după 5 zile n-a apărut acea matcă, așa că aduc un nucleu. Am adus nucleul, este aici. În mod normal ar trebui să-i mai pun o diafragmă de polistiren, dar fiind așa căldură, doar o să-i deschind fundul la ladă. Ăsta trebuie pus folie ca să nu intre în contact cu albina din familia de bază. Acum, deschizând urdinișul la acest mic nucleu, putem veni peste o săptămână, fiindcă nu mai este afectată cu nimic. Deci ar trebui să punem un haneman. Punem un haneman fiindcă să stea folia împinsă jos, totuși n-aș vrea să treacă albină dintr-o parte în cealaltă. Așa. Și lăsăm acum cantitatea cea mare de albina, fiind o familie destul de mare, rămasă fără matcă, o să dureze un pic. Important este ca nucleul să poată să aibă aer pentru a-și îngriji puietul. Chiar dacă vor ieși 50 de albine la zbor în următoarele 2-3 zile,
totuși reușește să-și aducă un pic de apă sau știu eu ce mai aduce albina pe acolo. Bun, deci el fiind foarte mare, este necesar acest lucru. Acum mai punem toate ramele la loc și asigurăm aerisirea și în partea superioară. Nu se pot face aceste unificări dacă nu ai un urdiniș din cauza temperaturilor ridicate. Dacă era mai frig, dacă era sub 25 de grade, mai mergea, dar avem 38 de grade, 36 de grade în cazul meu. La soare se duce până la 50 de grade. Deci cam asta ar fi toată situația. Nu ai ce face, fiindcă mai rămâi, uite așa, câte o matcă, o mai accidentezi. Când umbli la ei, deci riscul de a umbla cât mai des la ei este acesta, că poți accidenta o matcă. Un alt risc, dacă nu umbli la ei, e că s-ar putea să intre în frigul și să nu-i vezi. Iată ce colonie era. Acum, ce poți face? Aici e multă albină bătrână. Această albină bătrână acceptă foarte greu o matcă nouă, o matcă tânără. Uneori dai două, trei regine până reușești acceptarea. Dar acum, cu ajutorul grilei aceluia, nu am acest stres. Scopul este să nu se bezmeticească și circulând feromonii, putem să stăm liniștiți în această privință. Bun, cam asta este. Îi pun o diafragmă, nu-i diafragmă, e podișor de sită și asta e tot. Păturica nu mai are ce căuta aici. Punem capacul și lăsăm în pace. Un lucru ce îi mai fac acum este doar să-i deschid un pic vreo 5 cm, 10 acolo. Îi desping fundul stupului și totul o să fie în regulă. Deci asta este problema cu unificările. Dacă temperatura e prea înaltă, am recurs la această metodă. Bine, acum, tot în acest film o să includ, mergem acolo la stupul de unde am luat acest nucleu.
Am venit aici la acest stup unde a fost nucleu, este în soare, o să se încingă foarte repede telefonul, așa că o să zic repede ce am de zis. Deci, fiind temperaturi înalte, trebuie asigurată o oarecare aerisire. O mare parte din culegătoare se întoarce aici, aici este locul unde a fost nucleul. Există posibilitatea, deci trebuie să scot repede o ramă de aici, am văzut că iese în barbă foarte tare, deci el este deja înghesuit. Este deja înghesuit, așa că scoatem această ramă. E cu miere căpăcită. Arată foarte bine. Aici o să vină culegătoarea de la nucleul respectiv. Și am acest curaj de a scoate diafragma direct. Dar nu vreau să expun matca. Ia să vedeți ce de miere a adus ăsta. Au miere frumoasă și în zonă este foarte multă floarea soarelui. Începe să se deschidă. Bun, deci aici avem această situație. Au mâncare. Este un roi tânăr. Acum o să vină și culegătoarea de la nucleul care l-am dus de aici. Arată foarte, foarte bine acest roi, un roi tânăr. Bine, deci de precizat este că voi veni repede cu încă o ramă aici, sau chiar două, hai să aducem două, încă rezistă telefonul. Pun două rame și aici mai e o ramă cu miere de la roi, că nu mi-încă pe acolo și această ramă. Și încet, încet această albină se va unifica, să zic așa. O să vină această albină culegătoare și se va atașa noi colonii. Dacă nu era căldură, aceasta nu treceam direct astfel, dar fiind căldură am procedat așa. Bun, sper că s-a înțeles. Aici avem o colonie tânără, un roi tânăr. Am dus roiul, atenție la unificările pe temperaturi înalte. Până data viitoare, numai bine!